ziua, domnul Cornel Comșa, candidatul care deschide lista Partidului Social Democrat Independent la alegerile europarlamentare din 26 mai, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Comșa, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Să rămâne, mulțumesc pentru invitație. Iată, sunt mai puțin de două săptămâni până când românii vor fi chemați să-și aleagă viitorii europarlamentari. Cum se pregătește PSDI pentru momentul 26 mai? PSDI este un partid nou-nouț. Prin urmare, tot ce am avut de făcut în ultimele săptămâni a fost pe repede înainte, ca să folosesc un termen foarte la mod acum. Practic, când s-a înființat acest partid? Partidul a fost înregistrat în registrul partidelor politice la începutul primăverii, în începutul martie. Am mai avut câteva săptămâni să finalizăm strângerea de semnături. Am depus dosarul cu aproape 400.000 de semnături în termen, undeva cred că pe 28 martie. Și de atunci am început fiecare în județul de unde vine sau în locul în care activează să facem campanie, să ne readucem oamenii aproape și să încercăm să arătăm că în primul rând existăm. Asta este esențial, dacă nu existi, lumea nu știe despre tine, nu te va vota niciodată. Și în stadiul acesta suntem. Campania a început în forță după Paști, de fapt chiar după 1 mai, că au fost și acele două săptămâni în care lumea n-a prea fost interesată, nu de politică, n-a fost interesată de muncă, n-a fost interesată de nimic, erau doar vacanțe și poduri între vacanțe în mintea oamenilor. Deci nu puteai să faci, n-aveai cui să vorbești despre politică. Deci, practic, acum, în momentul în care mă intervievați, suntem la jumătatea efortului nostru de a ne face cunoscut și de a obține un scor bun pentru accesul în Parlamentul European. Ce vă spun oamenii când vă întâlniți cu ei? Vă confundă cu Partidul Social Democrat? Pentru că e asemănătoare denumirea. Da, există confuzia aceasta, din păcate pentru PSD este în favoarea noastră, pentru că dacă noi am avea un bazin electoral mai mare și ei un bazin electoral nesemnificativ, atunci ar putea lua de la noi. Dar această confuzie poate juca în sensul venirii unor oameni și din confuzie către noi. Nu mizăm însă pe confuzie, pentru că trebuie să spunem lucrurile și oamenii care vin alături de noi ar trebui să știe clar de ce vin. Și le spunem din start că suntem un partid social-democrat care are tradiții în perioada interbelică, pentru că, după cum știți, la finalul celui de-al doilea război mondial, Constantin Titel Petrescu, unul dintre marii social-democrații ai istoriei recente a României, a înființat acest PSDI, de acolo avem brandul PSDI, tocmai ca replică la ofensiva comuniștilor sub, mă rog, ocrotirea Rusiei de după al doilea război mondial. Și atunci trebuie să revendicăm această rădăcină serioasă, interbelică, și să arătăm oamenilor că valorile social-democrate inițiale, în care Titel Petrescu a crezut, în care noi credem și în care și PSD-ul ultimilor 20 de ani a crezut, n-au murit odată cu Dragnea. Adică pot să se regăsească în PSDI. Asta este diferența pe care cineva confuz ar trebui să o înțeleagă. Dar ce își propune PSDI? Ce valori promovează? În primul rând, eu am văzut și am fost foarte, foarte plăcut surprins să văd că la summitul informal de la Sibiu, una dintre valorile pe care noi deja o avem în campania noastră și în programul nostru politic, și anume echitatea în societate și în Europa, a fost inclusă în cele 10 puncte. Deci aș merge, dacă mă duc la nivelul conceptelor, echitatea este ceva indispensabil social democrației acum, pentru că dacă vedeți și în România, între pătura foarte bogată și marea pătură săracă, este o mare diferență în momentul de față, clasa de mijloc nu mai există și la fel se întâmplă și în Europa, între țările bogate și țările sărace. Discrepanțele astea trebuie, să spunem, nu pot fi anihilate, că e complicat să faci asta la nivelul unui continent, dar
așa cum și-a propus Europa în momentul constituirii, trebuie să le, oarecum să le nivelăm, să reducem un pic inechitatea atât în societatea românească, cât și între țările mici și țările mari din Uniunea Europeană. Cred că sunt lucruri de bun simț și spre fericirea și surprinderea mea au fost deja anvizajate, să spun așa, în cele 10 puncte de la Sibiu. Ce scor își propune PSD-i la alegeri? 5% este ținta. Ar trebui să fim complet nerealiști, să visăm că în 5-6 săptămâni poți să faci mai mult de atât. Am văzut și un sondaj recent, cred că ieri a apărut, da. Vă dădeau cu 0,5%. Da, așa este, numai că există, trebuie să facem distinția între pre-campanie și campanie. După cum știți, toate partidele care apar în acest sondaj, partidele mari, să spunem PSD, PNL, USR, Alianța aceasta 2020, chiar și Pro-România, chiar și UNPR, au avut posibilitatea să-și facă pre-campanie. Ei au avut o lună jumătate în care i-ați văzut pe panouri, toată țara a fost plină de ei, toate scările de bloc au fost cu pozele lor, deci au avut această șansă de mai mult de 4 săptămâni de pre-campanie în care au reușit să facă acest lucru. Sondajul INSCOM și sondajul comandat de Academia Română au făcut aceste sondare a opiniei publice în perioada, dacă nu mă înșel, 27 aprilie, 3 mai. Adică în perioada dinaintea campaniei, ori noi neavând niciun fel de, în afară de evenimentul în care 400 de oameni s-au dus și au depus semnăturile pe 28 martie, lumea n-a auzit de noi. Deci am fost surprins să văd că și cei 0,5% atunci erau valabili. Dar cred că prezențele zilnice, atât ale mele cât și ale colegilor mei, vor duce încet, încet, 0,3, 0,5, 0,2, să ajungem la 5%, care eu cred că e un scor realist. După cum spuneam și în prezentarea de la început, dumneavoastră practic deschideți lista de candidați al partidului. Haideți să facem o scurtă prezentare. Cine este Cornel Comșa pentru cei care se uită acum la noi? Da, nu îmi place să vorbesc foarte mult despre mine. Probabil că un CV simplificat ar fi să spun că sunt din Alba Iulia, m-am născut în Alba Iulia, unde am absolvit un liceu de științe, istorie și științe sociale. La 18 ani am plecat la Cluj, am terminat Facultatea de Studii Europene în cadrul Babeș-Bolyai. Am fost a doua generație care a studiat efectiv această materie, studii europene. Și am avut fericirea să lucrez pentru diplomă cu un academician. Și lucrarea pe care am scris-o, Ideea Europeană în spațiul românesc, secolele 17-19, este una dintre primele cercetări în această țară și în această zonă despre cuvântul Europa. Ce însemna Europa pentru românii acelor secole. După studii europene am crezut că Bucureștiul este un pas de făcut. Am făcut un master în relații internaționale aici. Am lucrat cu profesori foarte valoroși și am avut șansa să fiu și asistent universitar timp de un an, după care altă șansă, probabil șansa carierei mele, a fost să ajung consilier al familiei regale. Și din 2002 până în 2007 am fost colaborator al familiei regale și am însoțit familia în toate vizitele în țară, am pregătit vizitele externe, am văzut județele țării de cam de 3 ori fiecare județ, deci știu țara perfect, știu ce probleme are, știu ce calități are și am văzut și peste 50 de țări în lume. În cei 5 ani am avut plăcerea să fiu în întâlniri cu 12 șefi de stat, cu prim-ministri, miniștri, deci am avut și exercițiu diplomatic pe care eu zic că orice eurodeputat, europarlamentar trebuie să-l aibă, poate nu la intensitatea la care l-am avut eu comprimat în 5 ani, dar dacă nu știi să vorbești o limbă străină, dacă nu știi să îți exprimi dorințele tale, dacă nu știi să vorbești despre țara ta, cum să poți să ai vreun rol acolo? Și cred că asta a fost între colegii mei și ceea ce m-a calificat să fiu pe locul întâi pe lista noastră, pentru că, oricum, în primii 10
candidații ai noștri sunt oameni de foarte bună calitate, oameni tineri. Cred că eu sunt cel mai în vârstă dacă mă uit așa la CV-ul fiecăruia și dacă România tot își dorește oameni tineri, oameni noi, oameni nepătați, cred că are o ofertă foarte bună din partea PSDI. Ce proiecte aveți pentru Bruxelles în plan? Ce vă propuneți să faceți odată ce veți ajunge la Bruxelles? Zilele acestea m-am întâlnit cu mulți contracandidați și am reușit să-mi reglez un pic tirul, să zic așa. Am văzut din partea tuturor, a marilor partide, PSD, PNL, acest USR Plus, am văzut niște ambiții și niște proiecte fantastice. Și mă uit la acești oameni care au fost timp de 12 ani în Parlamentul European, unii au fost comisari europeni și n-au reușit să facă nimic din ceea ce propun acum. Eu cred că ambițiile unui eurodeputat nu trebuie să fie atât de mari pentru că el nu are un rol așa de important în construcția Parlamentului. Ce aș putea să fac eu și colegii care mă vor însoți ar fi următoarele lucruri. Eu le spun pe cele minimale, pentru că nu vreau să mă angajez la lucruri pe care nu o să le fac și nici nu pot să le fac. Nu vreau să mint, nu-mi place. Pot să spun omului direct, pot să fac asta sau nu pot să fac asta. Ce cred că trebuie să facă, în primul rând, europarlamentarii români, este să fie semnificativi, în primul rând, în grupul lor, pentru că acum, să spunem, suntem aleși pe 26 mai, în iunie se așează grupurile politice, fiecare își va alege un grup politic, după care se așează în paralel comisiile de specialitate, eu voi fi probabil în Comisia de Politică Externă, și apoi se trece la lucrările în plen. Și, mă rog, se constituie noua comisie. Deci e un proces foarte complicat de bonding, să spun așa. Trebuie să îți cunoști colegii, să poți să ai un cuvânt și urgența pe care o văd eu ca și eurodeputat este să ne ocupăm de românii care sunt afectați de Brexit. Românii din Anglia sunt o prioritate pentru că avem familii care sunt dezbinate de această situație, avem cazuri sociale nenumărate și eu și colegii mei care vom fi probabil în PES, în Partidul European Socialist, asta va fi principala grijă, să ducem mai mulți bani către investițiile în pilonul social. E un pic abstract ce spun, dar e vorba de bani pentru cazuri dedicate. Și cazul românilor și al polonezilor este unul foarte complicat acum în Europa cu ieșirea Angliei. Sau, mă rog, cu procesul acesta tergiversat de Brexit. Deci asta aș face în primul rând. Cum arată, în opinia dumneavoastră, Uniunea Europeană acum? Și ce probleme considerați că sunt mai importante și ar trebui rezolvate imediat după aceste alegeri? Uniunea Europeană este în momentul de față într-o perioadă care în științele politice se numește power shift. Un schimb de putere, un schimb de o mișcare de plăci tectonice care vor face ca anul 2020 să nu arate ca anul 2019. Și o să explic un pic. Dacă inițial Uniunea Europeană a fost un proiect generos care practic a pus capăt războaielor și tensiunilor dintre marile puteri europene, în momentul de față Uniunea Europeană se confruntă cu numeroase probleme de extremism, partide radicale care câștigă voturi, partide naționaliste care vor separare de dezmembrarea Uniunii Europene și partide importante care își doresc suveranitate în interiorul unui continent federal. Deci, dacă Europa nu renunță la ipocrizia aceasta că suntem egali, dar de fapt nu suntem egali, pe care am trăit-o în ultimii, cel puțin de când e România membră, în ultimii 12 ani, Europa riscă să nu poată să aibă o voce la nivelul întregii planete. Pentru că acest continent, dacă ne uităm în istorie, a condus milenii întregi, întreaga omenire. Aici s-a concentrat putere comercială, de navigație, putere militară, economică, religii importante au plecat de aici. Deci Europa e în momentul de față într-un proces important de redefinire și cred că
primul lucru pe care ar trebui să-l facă este să-și consolideze politica economică și politica externă. Noi nu avem în momentul de față o politică externă solidă și atunci când te bați cu Rusia, cu China, cu Statele Unite, cu țările arabe, cu Brazilia, care e în creștere, cu India și alte puteri globale, dacă nu ai o singură voce și ai doar 500 de milioane de oameni, practic nu existi. Asta e provocarea Europei în următorul an, să zic. Cum vedeți poziționarea aceasta celui mai mare partid din România, Partidul Social Democrat, față de Uniunea Europeană și unele critici care vin de la oficiali europeni? PSD-ul încearcă să joacă... Nu știu dacă este o atitudine greșită? Este o atitudine care nu aduce niciun beneficiu nici României și nici PSD-ului. Eu înțeleg că în momentul în care ai putere foarte mare, cum are Dragnea, de exemplu, și cum a avut înainte și Ponta și Stase și alți lideri din PSD, când ai o asemenea putere, ți se pare că nimic nu te poate constrânge. Și încep să crezi că ești un mini-Dumnezeu. De aici, eu cred că principalul câștig din această autocrație pe care a instalat-o Dragnea în PSD vine către PSDI, pentru că avem oameni care sunt foarte buni, au fost marginalizați în PSD și care vin către noi. Avem, de exemplu, am în Alba, de unde sunt, din județul din care provin, am primari care au câștigat fonduri europene, au adus milioane în comune care se tăriau de la un an la altul cu buget infim și au fost, din rațiuni de partid, au fost marginalizați sau dați afară din partid. Oamenii, suntem în dialog cu ei, îi aducem la noi, vrem să-i aducem la noi. Deci eu cred că să te pui în postura de a te certa cu colegii socialiști europeni, să te pui în postura de a-ți pierde oameni de calitate din partid, nu văd unde a fost gândirea sau strategia lui Dragnea în acest sens. Dar pot să explic, cum am spus, din rațiuni de putere, nu mai vrea să asculte de nimeni și crede că poate să facă absolut orice. De asta și, mă rog, Timmermans a dat mesajul pe care l-a dat zilele trecute, de asta și relația cu socialiștii europeni este deteriorată. Dar, da, cred că la nivelul Europei, acum fiind campanie electorală peste tot, n-ar trebui să luăm în serios toate mesajele astea alarmiste pe care le dau ba Timmermans, ba Juncker. Adică se schimbă o generație. Nu știu dacă oamenii ăștia vor mai fi relevanți în 3 luni, în 6 luni. Sunt socialdemocrați care vin către PSDI în ultima perioadă? Da. Se anunță plecări? Da, deci eu cred că dacă ne uităm, în primul rând, cea mai puternică organizație a PSDI este Organizația București. Avându-l pe Marian Vanghelie ca vector în București, Marian Vanghelie este unul dintre cei mai puternici oameni politici ai Bucureștiului. Nu știu, că e desconsiderat de unii, că este supraapreciat de alții, eu pot să-l evaluez pentru că mi-este prieten. Și în construcția acestui partid am plecat din rațiuni de prietenie și pentru că am crezut că socialdemocrația are nevoie de un glas, de o relație cu sindicatele, de o relație cu profesorii, de o relație cu tinerii, toate aceste elemente fiind în momentul de față dispensabile pentru Dragnea. Și atunci, normal că oamenii care sunt respinși odată, nu sunt băgați în seamă a doua oară, nu sunt ascultați a treia oară, zic, în regulă, eu n-am ce să caut aici. Și încet, încet... Aleg o altă variantă. O să vedeți, pentru că București va fi un caz special și foarte interesant în aceste alegeri, pentru că Organizația București în momentul de față nu se mai bazează a PSD-ului, nu se mai bazează pe firea, ok, deci dintr-o dată când primarul general nu trage pentru tine, e o problemă, nu se mai bazează pe organizațiile de sector pe care Marian Vanghelie le-a creat și le-a crescut, nici pe cele de tineret, cred, și zic că scorul și, de fapt, miza pe care PSDI o are în acest match este să câștige cât mai mult în București, având un bazin electoral, adică, nu știu, probabil vor fi 500-600 de mii de voturi în București,
dacă reușești să iei 60-70 de mii de voturi aici, deja este mai ușor să iei 300 de mii la nivelul țării. Așa cred. Pe final, aș vrea să discutăm și despre un alt moment important de pe 26 mai, referendumul pe justiție, inițiat de președintele Klaus Iohannis. Cum se poziționează PSD-i vis-a-vis de acest referendum? Sunt două elemente care merită subliniate. Unu, PSD-ul istoric a fost între primele partide care a susținut ideea de referendum și Titel Petrescu, fondatorul PSD-i, încă din anii 20-24, a militat pentru referendum, pentru că în acea perioadă, în România și în multe țări europene, nici măcar femeile nu aveau drept de vot, erau multe lucruri care împiedicau omul să se exprime. Deci, noi nu putem să fim împotriva ideii de referendum, pentru că fondatorii noștri au adus-o pe masa discuțiilor. Deci, în acest sens, suntem de acord cu referendumul. În ideea în care președintele Iohannis a vrut să profite și să aducă mai mulți oameni la vot pe niște teme interesante, dar nu, adică un răspuns la referendum nu va schimba ceva în mod radical. Nu cred că referendumul va face scorul, în primul rând, ca să treacă, din păcate. Și atunci, deci nu credeți că va fi validat, să înțeleg? Nu cred că va fi validat și mai mult decât atât, cred că inițiatorul lui este principalul care va suferi din această cauză. Pentru că el își aduce oameni la vot, dar acei oameni nu vor vota cu partidul din care provine, cu PNL, ci majoritatea vor merge către USR sau către partide noi, cum suntem PSD-ul. Și atunci se va crea următoarea situație. Avem doi candidați la prezidențiale, Iohannis și Cioloș. Cine va merge? Cine va câștiga? Unul dintre ei nu va intra în turul 2. Deci e o problemă pentru președinte, așa o văd eu. Cum vi se pare cele două întrebări de la referendum? Sunt ele punctuale? Ele nu pot să fie mai precise decât sunt acum. Sunt niște întrebări de bun simț, dar la care deja sunt aproape retorice. Adică, sigur că da, ești de acord. Ești de acord cu ele din start. De asta zic că oamenii se vor duce, vor avea impulsul ăsta de a merge și de a vota ca să arate că își doresc un alt fel de proces în justiție, o altfel de clasă politică, dar cred că... Era necesar un astfel de referendum în această perioadă? Nu era necesar și nu văd... Adică noi avem în fiecare seară, la fiecare televiziune, pe fiecare website, avem un referendum pe justiție. Toată lumea vrea lucrurile astea. Ce să mai întreb încă o dată? Toată lumea discută și toată lumea își dorește. Oameni politici mai curați, legi drepte, dar, cum să spun, justiția nu e numai despre politicieni. Justiția este și despre oamenii care acum sunt în penitenciare sau acum sunt în procese. Multe nedreptăți sunt în justiție, nu neapărat doar în fața politicienilor. Domnule Comșa, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm pe la noi și mult succes. Doamne ajută, vă mulțumesc și eu, mi-a făcut plăcere și sper să ne mai revedem în săptămânile care urmează. Mulțumim!